A doua carte a cronicilor. Capitolul 1. Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie. Domnul Dumnezeul lui a fost cu el și l-a înălțat din ce în ce mai mult. Solomon a poruncit întregului Israel, căpetenilor peste mii și sute, judecătorilor, mai marilor întregului Israel, căpeteniilor caselor părintești. Și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțime de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului. Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Kiriat Iarim la locul pe care îl pregătise, căci îi întinsese un cort la Ierusalim. Tot acolo se afla înaintea cortului Domnului altarul de aramă pe care îl făcuse Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur. Solomon și adunarea au căutat pe Domnul. Și acolo, pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii, a adus Solomon Domnului 1000 de arderi de tot. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și i-a zis: „Cere ce vrei să-ți dau.” Solomon a răspuns lui Dumnezeu: „Tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului. Dă-mi dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare?” Dumnezeu a zis lui Solomon: „Fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu cer nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul meu, peste care te-am pus să domnești. Înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine.” Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțime de la Gabaon și cortul întâlnirii și a domnit peste Israel. Solomon a strâns cară și călărime. Avea 1400 de care și 12.000 de călăreți, pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Solomon își aducea caii din Egipt. O ceată de negustori ai împăratului se duceau și îi luau în cete pe un preț hotărât. Se duceau și aduceau din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei.